Salut! Eu sunt Claudiu și tu ești la Connect, sursa ta zilnică de informații despre tot ce mișcă nou în lumea tech. Astăzi vorbim despre un laptop atipic de la Asus, unul care este realizat cu dedicație pentru profesioniștii din domenii creative și nu numai. Fără alte prezentări, el este ZenBook Pro Duo OLED UX582L. Una dintre cele mai stringente probleme ale sferei tech la nivel mondial este lipsa unei noi direcții, unor alte inovații. De afară, pare că totul a ajuns la un punct final, un prag peste care nu prea se mai poate trece. Ce am putea face? Doar nu vă reinventa inventa telefonul sau laptopul de stopul nici atât. Acest standstill are reverberații destul de mari pe segmentul consumer, acolo unde diversi producători se luptă să vină cu designuri din ce în ce mai inedite, indiferent de tipul de produs despre care vorbim. În ultimele săptămâni am folosit un Asus ZenBook Pro 215, laptop cu două ecrane, cel suplimentar fiind amplasat în partea de sus a tastatorii. Deși nu este primul astfel de device de la Asus care împică pe mână, nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva vorbim deja de o nișă a laptopurilor cu display secundar la purtător. Deși pare o idee bună, cel puțin pe hârtie, vezi Fit-ul ecran ScreenPad Plus continuă să ridice semne de întrebare, atât printre jurnaliștii tech sau bloggerii din domeniu, dar și din partea consumatorilor finali, adică cei care se ocupă cu crearea de conținut sau cu alte diverse tascuri de birou care necesită un spațiu de lucru mai ofertant. Pentru că, să recunoaștem din start, acesta nu este un laptop pentru consumatorii obișnuiți. La exterior, atunci când îl scoți din cutie și îl analizezi vizual în modul închis, laptopul arată ca orice alt notebook din categoria sa, Însă prima diferență se simte imediat în ceea ce privește greutatea. Asus ZenBook Pro Duo 15 este mai greu decât alte laptopuri de dimensiune sale, ceea ce este perfect normal, având în vedere că are un al doilea display montat pe șasiu. Personal îmi plac tare mult finisajele din aluminiu și jocul de culori pe care îl practică capacul acestuia atunci când este expus la lumină din diverse unghiuri. Însă de îndată cel deschis vei ajunge la concluzia că ai în față, pe birou, o mașinărie atipică pe care nu știi exact de unde să o apuci. Acest design este încă nou pe piață, primele laptopuri cu screen pe plus fiind lansate în urmă cu aproape 2 ani, încât multă lume nu știe încă despre existența lor. Și aici are de lucrat Asus în ceea ce privește awareness-ul printre clienții săi mai pretențioși. Însă, pe cât este de ciudat designul acestui laptop, pe atât de mult îmi place. Este genul de device pe care oricine îl va recunoaște instant și despre care vei primi o mulțime de întrebări de la pasionații tech. Să punctez totuși ce nu îmi place la el. Amplasamentul diverselor elemente pe șasiul ZenBook Pro 215 nu sunt chiar estetice, așa cum vedem în cazul tastaturii. Înțeleg faptul că spațiul devine extrem de limitat, iar Asus a trebuit cumva să înghesuie interfața de tastare pe produs și rezultatul final este cumva contraintuitiv, în sensul că nu este chiar cel mai bun laptop pentru cei care au foarte mult descris, ca mine. Desigur, la fel ca în orice alt cal, te poți obișnui cu forma mai ciudată a tastaturii, însă îți va fi greu dacă vei vrea să revii ulterior pe produse convenționale. Iar forma tastaturii o atrage după sine și pe cea a touchpad-ului, care este amplasată în partea dreaptă a șasiului, foarte aproape de margine. Și în acest caz va trebui să te obișnuiești cu faptul că trebuie să stai cu cotul ceva mai aproape spre marginea unui birou de dimensiune obișnuit. Nu mi se pare un deal breaker acest lucru, nici pe departe, însă trebuie să-l iei în calcul dacă ai de gând să folosești acest laptop fără un mars extern în cea mai mare parte a timpului. Și ajungem astfel și la actorii principali ai acestui angrenaj. display mare al lui Asus ZenBook Pro 2.15 este un OLED sub care vine setat la rezoluție 4K și care dispune și de HDR. Practic, nu prea poți să ceri ceva și mai performant de la un ecran de laptop. Iar Asus a livrat acest panou cu dedicație pentru profesioniștii din domeniul vizual, cei care au nevoie de cea mai înaltă calitate. Deși rata de refresh este doar 60 Hz, ceea ce îi poate face pe unii să se întrebe de ce cei de la Asus nu au plusat pe acest segment, decizia a fost luată, evident, dintr-un motiv foarte clar. Asus ZenBook Pro 2.15 nu este un laptop de gaming și nimeni nu a trebuit să-l confunde cu așa ceva. Desigur, te poți juca pe el fără probleme, însă nu acesta este scopul pentru care a fost dezvoltat. Astfel că un refresh rate mare trece în plan secund, pentru a permite din punct de vedere al segmentului de preț integrarea panoului OLED 4K. Și dacă display-ul principal este unul Olay Candy, care livrează culori foarte vii, fiind validat și de către Pantone pe acest segment și are cam tot ce ți-ai putea dori, inclusiv funcție de touchscreen și o dimensiune mai mult decât ok de 15,6 inch pentru sesiunile mai lungi de editare foto sau video, cel secundar Screen Play Plus vine într-o dimensiune ceva mai redusă, evident, dar fără să facă rabat la calitatea panoului. Screen Play Plus este un IPS, vine setat tot la rezoluție 4K și dispune și el de touchscreen. De menționat aici este și faptul că Asus include în cutia laptopului un stilus care este compatibil cu ambele ecrane ale device-ului, deci te mai scutește de o cheltuială în plus. Dacă alegi să editezi direct pe ecranul lui ZenBook Pro 215, fără să mai utilizezi și o tabletă grafică externă. Responsivitatea ecranului secundar este foarte bună și chiar m-am trezit desenând în Paint anumite mâzgălituri, eu fiind antitalent declarat la categoria arte vizuale. De notat este că precizia e la ea acasă. Vorbind din experiența personală, te vei obișnui rapid cu cel de-al doilea ecran, chiar dacă la început se va părea destul de ciudat, mai ales dacă este prima experiență de genul. Și revin la întrebarea din titlu. Chiar avem nevoie de două ecrane? Sigur că nu. Strică să avem și al doilea ecran? Categoric nu. Beneficiile de a avea o suprafață suplimentară de desfășurare depășesc net dezavantajele unei tastaturi sau unei touchpad amplasate într-un mod care poate părea ceva mai dubios. Pentru ca ecranele superbe să funcționeze cu motoarele turate la capacitate maximă, este nevoie și de un hardware puternic în interiorul șasiului. În acest caz, Asus a ales să meargă pe mâna celor de la Intel, mai ales în ceea ce privește procesorul, și a integrat un Core i9-10980HK, CPU care face parte din penultima generație a companiei americane. În utilizarea normală nu a dat niciodată semne de oboseală, deși pentru natural a lăsat pe de dorit, chiar și browsing pe internet sau munca normal de birou, pe scurt Microsoft Office. Nu am putut să-mi explic de ce. Probabil Asus nu a reușit să asigure un sistem de răcire care să facă față așa cum trebuie în condițiile în care am plasat sub ecranul secundar. Performanța nu este afectată deloc, însă cei care nu prea sunt obișnuiți cu zgomotul unui cooler care merge constant vor se imediat diferența în de decibeli. Pe lângă procesorul care se asigură că Zenbook Pro 2.15 funcționează așa cum trebuie, în parametri avem poate componenta care este și cea mai importantă în cazul editării și anume placa video. Pe o piață în care plăcile video pentru desktop se găsesc foarte greu și la prețuri exorbitante și ireale, foarte mulți profesioniști și-au îndreptat atenția spre laptopuri și pe bună dreptate. Laptopul se mândrește cu un GPU Nvidia GeForce RTX 3070, placă video ce face parte din ultima generație lansată de americani. Desigur, atunci când vrei să pui în funcțiune două ecrane, un OLED 4K și un IPS 4K, ai nevoie de ceva ca ai putere sub capotă, iar Nvidia livrează exact acest lucru. aici la dispoziție mai puțin de 8 GB de memorie RAM, iar cu ajutorul CPU-ului despre care am zis mai devreme și a celor 32 de GB de memorie RAM, Randările clipurilor video de rezoluție înaltă se fac într-un timp simțitor mai redus decât în cazul altor produse de pe piață. Și da, poți să te și joci pe ZenBook Pro Duo 15. Pentru cei care au nevoie din când în când de o pauză de gaming, device-ul celor de la Asus asigură performanță ray tracing în cele mai recente titluri care sunt compatibile cu această tehnologie, dar și funcția DLSS, cea care are grijă ca FPS-urile din Cyberpunk, Watch Dogs Legion sau alte jocuri compatibile să fie mereu la un nivel ridicat fără să fie nevoie să experimentezi carențe în smoothness-ul gameplay-ului. Să discutăm și despre conectivitate. Nici la acest capitol, Zenbook Pro Duo 15 nu dezamăgește. Pentru un laptop care este destinat creatorilor de conținut și editorilor, acesta trebuie să fie versatil, să nu ducă lipsă de porturi suplimentare pentru varile accesorii care vin în completarea a ceea ce poate oferi deja. Și aici intervine Thunderbolt 3, care îți permite să conectezi un display suplimentar 8K sau două displayuri suplimentare 4K prin cele două intrări de pe partea laterală dreaptă a șasiului. De asemenea, pe partea opusă avem și un HDMI 2.1, pentru un plus de versatilitate în ceea ce privește perifericele care pot fi conectate la laptop. Practic, ai cam orice port îți poți dori, inclusiv un USB-A, dar și un jack audio pentru cei care încă preferă device-urile care nu se lipsesc de așa ceva, lucru din ce în ce mai rar 2021. În ceea ce privește internetul, Zenbook Pro 215 beneficiază de compatibilitate cu cel mai nou standard pentru conexiune wireless și anume Wi-Fi 6. Să atinge puțin subiectul bateriei, care este unul destul de delicat. Nu se poate pune problema ca Zenbook Pro 215 să fie catalogat ca un ultrabook din cauza greutății sale, însă pentru a beneficia de toată acea putere suplimentară, este recomandabil să-l folosești mai mult conectat la priză. În condiții de utilizare normală, bateria nu rezistă prea mult pentru că, surpriză, două ecrane consumă mai mult decât unul. Acest lucru este perfect normal și Zenbook Pro 215 trebuie judecat în privința acumulatorului cu acest aspect luat în calcul. Asus Zenbook Pro 215 este un laptop excelent care îmi demonstrează că două ecrane sunt tot timpul mai bune decât unul. Cu riscul de a mă repeta, nu, nu consider că display-ul suplimentar este o necesitate, însă, în același timp, e un lucru mișto pe care poți folosi la adevăratul potențial în orice mod dorești. Metaforic vorbind, nici în cazul unei mașini nu ai avea nevoie de 200 de cai putere, dacă tot ce faci este mergi la birou și înapoi acasă, dar la acele ieșiri ocazionale pe autostradă, ei te vor ajuta cu siguranță. Asus face un nou pas bun spre un viitor al laptopului ce părea mai îndepărtat în prima fază. Compania a adus pe piață un produs puternic, versatil numai bun pentru cei care au nevoie de o mașinărie competentă pentru diversele proiecte creative și nu numai. Acesta a fost review Connect pentru Asus ZenBook Pro 215 OLED UX 582L. Știm, un nume destul de lung. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut aici, nu uita să arunci noi cu un like, un share sau un subscribe. Și ca să te asiguri că nu pierzi nimic, poți să ne urmărești și pe www.connect.ro. Eu am fost Claudiu și noi ne vedem data viitoare cu alte gadgeturi pe care le vom lua la disecat. Până atunci, pe curând!